știm ce să facem. Spuneți-ne ce se întâmplă în proiectul de management al deșeurilor. Era un termen limită 15 martie pentru mobilizarea firmei Rosal în vederea colectării deșeurilor. Da, au avut primul termen pe 15 ianuarie. Termenul a fost prelungit până la 15 martie. N-au reușit să îndeturnească condițiile și să facă mobilizarea nici până la această dată. Ne-am întâlnit cu toții și am hotărât rezilierea contractului cu această firmă. Ce se întâmplă în continuare în acest proiect? Se vorbește de sancțiuni? Ce se va întâmpla cu deșeurile? În momentul de față nu vorbim de nicio sancțiune. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să dăm acordul prin cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olteco operatorilor existenți să poată să ducă gunoiul acolo, pentru că în ceea ce privește licitația pentru groapă, așa cum știți, a fost adjudecată și în urmă cu două zile am și dat și ordinul de începere, deci groapa de gunoi de la Bălteni în acest moment este funcțională și deja gunoiul din tot județul de la operatorii existenți se duce la această groapă. Bănuiesc o decizie temporară, ce ar urma să se decizie temporară, urmând ca noi să scoatem din nou la licitație colectarea deșeurilor în tot județul. Acest proiect va intra în vigoare, va funcționa cu operator unic la nivelul întregului județ, așa cum a fost el elaborat. Se poate vorbi de o dată estimativă de organizarea unei noi licitații, ce urmează să se întâmple mai exact? Păi în perioada următoare noi ne vom ocupa de acest lucru. Care ar fi criteriul pe care trebuie să le îndeplinească operatorii care se vor prezenta la licitație, având în vedere, iată, această licitație organizată, câștigată și ne... Nu au fost probleme de licitație sau de criterii. Acest proiect a fost scos la licitație cu avizul ANRMAP-ului. Am dat câștigătorul. CNSC-ul au avut un aviz care ne-au dat dreptate pe acest proiect, ulterior și Curtea de Apel Craiova ne-a dat dreptate pe acest proiect. Deci problemele n-au fost la caietul de sarcini sau la evaluarea licitației, problemele au fost că ei, după ce au câștigat și au întâlnit condițiile, n-au făcut mobilizarea astfel încât să poată să înceapă acest proiect. Să se colecteze totuși gunoiul? Când estimați că ar urma să se colecteze gunoiul din tot județul? Așa cum v-am spus, noi începând de săptămâna viitoare vom trece la elaborarea documentației din nou pentru scoaterea la licitație a colectării gunoiului. În acest moment, acest proiect, să zic, funcționează la capacitate de 60%, pentru că nu avem colectare în întreg județul. Operatorii existenți care acoperă zona urbană a județului și o mică parte din zona rurală deja duc gunoiul la groapa de la Bălteni, deci în consecință avem un județ începând de ieri mai curat. Dar, din păcate, colectarea nu a început la nivelul întregului județ.